Iubire și neiubire de teatru. E pentru mine o, o onoare și o plăcere de, de a vorbi în cadrul Academiei Române, care îi aparțin ca membru de onoare, despre această practică artistică, practică întotdeauna problematică. De aceea, cred că voi vorbi pentru a face o introducere despre aș spune sfâșierea teatrului. Sfâșierea este termenul utilizat de Cioran pentru viață. Teatrul este sfâșiat într-un fel între artă, între artă perenă și experiență. Toate celelalte arte, care poate să fie pictura, poate să fie literatura, poate să fie muzica, sunt arte asumate ca atare. Le iubim sau nu le iubim? Cuiva nu-i place muzica. Picasso spunea că nu-i place muzica. Cuiva nu-i place pictura. Dar nu, ei nu sunt contestate. În timp ce teatrul, e, el e contestat ca artă din cauza faptului că aparține unei lumi intermediare. Această lume intermediară e o lume... În același timp, legată de artă, vedem un, citim un text de teatru care e legat de artă, dar vedem un spectacol care e realitatea fără a fi realitatea. Există deci o antinomie, o sfârșiere între artă și viață. Teatrul nu e doar artă, dar nu e doar viața. În acest sens voi încerca să vorbesc despre faptul că teatrul produce iubire și neiubire. De mult am citit o, o, o frază a marelui dramaturg Heinrich Müller, care într-un fel, într un fel divinatoriu ca răspunde răspundea la o întrebare. De ce e necesar teatru? Și Heinrich Müller spunea, închideți teatrele patru ani și veți avea răspunsul. Suntem într-un fel în aceeași situație acum. Teatrele în, în, Franța sunt complet închise, în România să fac că trăiesc, dar mai degrabă cu mașini de oxigenare și cu respirație artificială. Deci, acum putem răspunde de ce avem nevoie de teatru, cum spunea Heiner Miller în urma acestei frustrări cu care ne-am confruntat. O al doilea citat pe care aș vrea să-l dau ca început este un citat venit din un interviu cu un mare regizor francez din anii 60-50-60, Jean Villar. Jean Vilar vorbea despre partenerul lui, despre, într-un fel, cel care îi disputa notorietatea pe scena franceză, Jean-Louis Barrault. Și în fraza aceasta a lui Jean Villard merită să descoperim sâmburile conferinței mele. Jean Villard spunea despre Jean-Louis Barrault, problema lui Barrault e că iubește prea mult teatru. Teatrul e interesant și pozitiv atunci când e confruntat cu această sfârșiere despre care vorbeam inițial și asupra căreia voi reveni. Pentru a continua cu aceste mici reflexii inițiale, o, o frază extrem de importantă, extrem de importantă, pe care am regăsit-o în vorbele unui mare rizor polonez, care e la originea avangardei poloneze, Osterva, spunea, Teatrul este, a fost creat pentru cei cărora biserica nu le e suficientă. Deci teatrul a fost creat ca o substituție, ca o prelungire a bisericii, a cultului. Și, în sfârșit, un ultim, o ultimă mărturie: ambiguitatea teatrului e trans, transmisă, formulată de un regizor grec, fost student al meu, care îmi spunea, când vorbeam despre această problematică, în teatru, aceleași elemente pot fi sursă de iubire sau de neiubire. Deci, într-un fel, teatrul ne confruntă cu această incertitudine totală, și cred că dacă cineva ascultă această emisiune, să vadă în ea mărturia unei îndoieli, mărturia unei lucidități, nici a unei adorări, dar nici a unei incriminări. Teatrul. Se află între iubire și neiubire. Teatrul, marele teatru nu produce doar iubire sau nu produce doar neiubire. O primă observație pe care o putem face și de care, la care merită să pornim este faptul că toate celelalte arte, cum spuneam, literatura, pictura, muzica, sunt arte care reflectă mai mult sau mai puțin realul, dar Cărora le lipsește întotdeauna o dimensiune a vieții. Pictura, noi avem imaginile, dar nu avem scurgerea timpului. Muzica, noi avem scurgerea timpului, dar nu avem imagini. În teatru nu ne lipsește nimic. În teatru avem și scurgerea timpului, și uh, uh, imaginile, și cuvintele. Dar de aceea. Teatrul îi se, îi se consideră și îi se, con îi se neagă, într-un fel, caracterul complex de artă, în măsura în care el este ca, ca păpușile rusești, ca matrioștile. Viața mai strânsă, viața concentrată. Bruck spune, teatrul e viață, dar nu viața normală, ci viață concentrată. Acest lucru merită spus pentru că, dacă teatrul nu e artă, nu e nici viață. Teatrul e și artă, e și viață. Și de aceea putem spune că teatrul, pentru că e și artă, și viață, propune față de alte arte ceea ce aș numi eu o lume intermediară. O lume. Între uh, expresia artistică uh, și, pe de altă parte, încarnarea artistică a scenei, între pagina cărții și manifestarea uh, uh, scenei. Măsura uh, acestei tendințe, acestei rupturi, uh, nodul este, sa, este în act, axul principal al teatrului, care e actorul. Teatrul dispune de texte. Aceste texte sunt uh, texte scrise de-a lungul timpului și trebuie să nu, uh, să nu le uh, ignorăm, din potrivă, să le respectăm, pentru că, într-un fel, uh, teatrul a propus marile figuri exemplare ale umanității până în secolul XIX. După secolul XIX, romanele de asemenea. Dar marile figuri exemplare propuse de textele teatrului sunt Oedip, Antigona, Electra, Hamlet, Regele Lir și pentru secolul 20, Evident că Godot uh, e propus de teatru uh, și suntem toți, într-un fel, uh, astăzi, în starea așteptării lui Godot. Uh, uh, Godot a devenit de o actualitate uh, deosebită. Deci, teatrul propune aceste uh, uh, parabole ale umanității, care sunt marile exemplare ale umanității. Putem să le adăugăm nu numai figurile nobile, ci și criminalii, ca. Richard al lea în care s-a văzut un precursor pe bună dreptate a, a, lui, a lui Stalin sau a marilor dictatori a, ai lumii. Dar aceste figuri nu rămân în pagine unei cărți. Ele sunt a, a, prin vocație a, în așteptare de interpret. A, a, în, a, acest interpret este un actor. Deci, Într-un fel, într fel, actorul personifică, la un moment dat, dă o, o variantă temporară a personajului și totodată, și totodată, el exaltă personajul sau, din potrivă, îl devalorizează. Un mare actor, cum de exemplu a fost Caramitru în... În Hamlet, un mare actor exaltă personajul, dar un actor mediocru îl diminuează, îl, îl devaluează. Deci, noi, spectatorii, suntem uh, uh, prinși între uh, așteptarea produsă de un personaj ce preexistă actorului și împlinirea lui prin actor. Dacă vă duceți la teatru, mai ales dacă vă duceți la o piesă clasică, vă duceți plin de o așteptare pe care scena o confirmă sau o infirmă. Pentru că și aici este marea uh, problemă a uh, teatrului. Când, Alex, când Tolstoi scrie Război și pace, când uh, Dostoevski scrie Frații Karamazov, opera e încheiată o citim, ne place, nu ne place, ne tulbură, nu ne tulbură. Când Van Gogh propune un tablou, opera încheiată. Textele teatrului sunt texte de artă, dar sunt într-un fel și texte neîncheiate. Sunt texte în așteptare, sunt texte deschise. De aici le provine și extraordinara varietate în Fața, fața, în fața unui roman de Dostoevski, cine se schimbă e doar cititorul. Recent am citit o carte a unui critic american care se intitulează Inepuizabile. Deci, această critică analizează cum citește la vârste diferite romane și le, le interpretează altfel. La, la teatru, nu suntem în aceeași situație. La teatru, variația textelor provine din variația interpreților și a interpretărilor. Teatrul ne confruntă cu neterminatul, cu nesfârșitul, nesfârșitul în sensul de neînchisul. Deci, de aceea, teatrul îi se constituie... Se... Cum să spun? Teatrul îi se neagă, nu, îi, se, îi se diminuează caracterul de artă pe deplin pentru că produsele lui sunt produse născute din două așteptări, deschiderea textelor și împlinirea prin actor. Iubirea și neiubirea de teatru e o temă fundamentală, o, o temă care traversează uh, uh, istoria teatrului, pentru că Mulți au fost cei care au preferat și care au, au exprimat dorința de a nu vedea teatrul, de a-și-l imagina. Alfred de Muse vorbea despre teatru într-un fotoliu. Ce înseamnă teatru într-un fotoliu? Este teatru în care, pentru care cititorul este el însuși propriul, propriul, creator al spectacolului, propriul vizionar al spectacolului. Ei sunt cei care sunt iubitorii de texte, dar neiubitorii de spectacol. Lor li se opun din potrivă cei care sunt iubitorii de teatru, sunt care sunt iubitorii de spectacol, care vor să vadă încarnarea textelor. Aceeași problemă s-a pus și merită să o extindem în problema imaginii în religie, unde știm că sunt religii care refuză imaginea umană. Islamul refuză uh, uh, imaginea umană. Din potrivă, potrivă catolicismul, ortodoxia cultivă imaginea. Spiritul religios se încarnă în imagini ale lui Isus, ale feciarei Maria, etc. Teatrul ne propune aceeași, aceeași ruptură, aceeași, uh, uh, aceeași tensiune între o, o epocă, o, o practică aparținând unui alt timp, unui alt exercițiu și un prezent aparținând unui actor, aparținând uh, scenei. Pe de altă parte, uh, natura uh, teatrului e făcută, spuneam, din așteptarea, din așteptarea textelor, dar. Totodată, față de uh, celelalte arte, uh, merită de amintit acest lucru. Faptul că uh, uh, în teatru ne confruntăm cu o fractură între persistență și dispariție. Venus din Milo trăiește de secole întregi, chiar dacă spartă, sfărâmată, în urma unei catastrofe, dar ea e intactă. Și noi o privim ca atare în Muzeul Louvre. David, al lui Michelangelo, îl privim în, la Florența, copia în Piața Senioriei, la Realitatea, la, la Academie. Cu teatrul lui, lucrul e mai complicat, în măsura în care textul lui Sofocle e același. Au dispărut o mulțime de texte, dar textul lui Sofocle e același. Însă, dacă nu ne mulțumim să ne retragem într-un fotoliu, acest text e confruntat cu prezențe succesive. Prezențe succesive care sunt prezențele interpreților, acelor care gândesc și încarnează textul. Într-un fel, e ceva care durează și ceva care moare. Teatrul, iubirea și neiubirea de teatru vine și din acest lucru că Totodată, totodată, recunoaștem o moștenire, dar asistăm la o dispariție. Efemerul uh, e o, un dat al, uh, al spectacolului. Uh, spectacolul dispare. Chiar dacă astăzi, sub forme diferite, se procedează la înregistrări, la captări ale, ale spectacolului. Aceste spectacole sunt mai puțin decât ruine. Sunt, într-un fel, resturile teatrului. Dar spectacolul ca atare, el nu mai există. El, el s-a destrămat, s-a destrămat ca un nor sau s-a prăbușit ca un castel de nisip. Totodată, Totodată, frumusețea teatrului vine din faptul că, pornind de la aceste elemente constante, care sunt textele, asistăm la permanenta lor reînnoire. Teatrul e o, o experiență a permanentei reînnoire. Ne place să vedem să spunem, livada de vișini, pe care eu am văzut-o în celebra montare a lui Lucian Pintia Bulandra, ne place să vedem livada de vișini pusă în scenă de Strelă, ne place să vedem livada de vișini pusă în scenă de Bruc. Este problema Fundamentală a teatrului, care nu e artă 100%, pentru că e artă și viață, este acest, această tensiune, tensiune între persistență și uh, uh, dispariție. Ce putem spune este că, uh, totodată, teatrul, uh, datorită faptului că uh, el Există și moare, că el se prăbușește și renaște, ne confruntă, ne confruntă cu perisabilitatea. Teatrul e și o experiență a morții, în sensul în care arta e eternă, teatrul e muritor. Teatrul ca spectacol. Când vedem, ce spuneam acum câteva minute, când vedem o operă, o vedem în eternitatea ei. Când vedem un spectacol, îl vedem în efemeritatea lui. Dar această efemeritate e o sursă de plăcere, e o sursă a clipei. Trăim o clipă împlinită. O clipă împlinită care e împărtășită cu ceilalți. Și pentru a reveni la primul citat din, din Heinar Müller, ce-am descoperit este faptul că teatrul are nevoie în mod egal de actori și de spectatori. Mult timp s-a considerat că statutul spectatorului e un statut pasiv, că e un statut simplu, de, de martor discret, în schimb, acum vedem că spectacolele se dau fără spectatori, ca și meciurile de fotbal, de altfel. Deci, descoperim că teatrul are nevoie de această logotnă între scenă și sală. Că eu, ca spectator, sunt necesar prietenului meu care joacă pe scenă cum el Eu îl văd pe el, dar și el mă vede pe mine. Mult timp s-a crezut că numai eu îl văd pe el, dar și el mă vede pe mine. Deci, o metaforă la care mă gândesc și care mi-e uh, dragă, este faptul că, de fapt, Scena și sala nu sunt același lucru. Scena și sala sunt realitatea și umbra ei. Noi suntem umbra scenei în, în, în sală, dar uh, omul are nevoie de umbră. E celebră povestea omului care și-a pierdut umbra și care a devenit nefericit. Noi suntem umbra scenei și scena are nevoie de noi. Problema cu uh, uh, teatrul uh, între iubire și neiubire e legată și de practica scenei, de practica teatrului. În primul rând, să ne amintim un monolog celebru al lui Hamlet. Hamlet vede actorii care au ajuns la curtea paratului, la El Senor. El iubește foarte mult pe acești actori. Și acești actori îi amintesc de tinerețea lui când se ducea la teatru, când uh, uh, asista la efervescența sălii. Și unul dintre actori uh, joacă rolul Hecubei. Joacă rolul Hecubei uh, implicându-se extrem de puternic, uh, extrem de violent, încât primul ministru Polonius cere să se oprească recitalul cu Hecuba pentru că vinele sau venele ei s-au umflat prea tare, e teamă de un accident vascular. Monologul Hecubei s-a terminat și Hamlet se întreabă de ce acest actor se implică atât în destinul Hecubei. Cine e Hecuba pentru el? și ce e el pentru Hecuba. Deci, într-un fel, într fel, noi asistăm în teatru la o, o, relație extrem de complexă, dar confuză, între actor și personaj. ce i Hecuba pentru el? ce Hamlet pentru Caramitru? Și ce e Caramitru pentru Hamlet? Noi, din sală, ne punem această întrebare nu, nu e, actorul pe scenă, nu e o marionetă. Actorul pe scenă își aduce propria lui biografie. Și uh, uh, totodată, totodată, el se hrănește din biografia personajului. Vorbesc de mari actori. Când eu l-am văzut pe Marcel Iureș în Caligula, pus în scenă de Mihai Mănuțiu, ceea ce era fascinant și fascinant era faptul că îl recunoșteam pe Marcel dar în același timp Marcel e transformat de personajul pe care îl joacă. El nu, el nu se identifică, ei comunică, ei dialoguează. Deci câteodată când dialogul e perfect, ne bucurăm de prezența actorilor, câteodată nu. Când e perfect atunci teatrul e, e perceput ca o experiență, ca o experiență de viață biografică. Eu Consider că a doua mea viață e o viață de spectator. Dar când e neîmplinit, atunci regretăm dimensiunea lipsită de artă a, a scenei, pentru că încarnarea eșuează. Al doilea lucru care face că teatrul e suspectat, nu e iubit tot timpul, e faptul că teatrul se repetă noi putem eu mă adresez dumneavoastră acum dar dacă mi se spune să mă adresez și mâine dumneavoastră cu aceleași cuvinte, cu aceleași gesturi, evident că apare o suspiciune eu nu mai sunt un purtător de cuvânt la persoana întâia, eu sunt un transportor de cuvinte. Eu sunt cel care comunică cuvintele altcuiva. În, în teatru, senzația, suspiciunea față de, de teatru, neiubirea de teatru, vine din faptul că se repetă. Faptul că, povestea o actriță, de câte ori am murit în stagiunea asta. A murit în stagiune asta de 40 de ori pentru că a avut 40 de spectacole. Deci, repetiția ne face să nu iubim teatru. pe mulți. De aceea am fost foarte marcat când am citit o frază a lui Maurice Blanchot, celebru eseist francez, care spunea: Repetiția presupune o experiență existențială slabă. Blanchot vorbea despre viață când repetăm, evident, experiența există. Dar și la actor, actorul este bănuit de acest, lucru, acest lucru. Pentru că repetă, el nu e sincer. Pe jumătate e adevărat, pe jumătate e fals. Pe urmă, suspiciunea față de teatru vine și din un constat pe care îl făcea într-o discuție pe care o aveam cu Giorgio Strella, marele regizor italian, care spunea, Problema teatrului e că la teatru, la sfârșit, toți morții se ridică. Deci, toți morții, Hamlet, Regele Lir, la sfârșit se ridică. Într-un fel, actorul dispare, personajul dispare și actorii se, uh, se ridică. Deci, acest, această bănuială de repetiție. Deci de, de nesinceritate, această bănuială legată de artificiu care o implică scularea, din, scularea morților, face că teatrul, pentru mulți, e neubit. Cei care caută evenimentul, cei care caută, de exemplu, mari artiști contemporani care fac ceea ce se numesc performanțe. Marina Abramovici spune, arta este prezent. E o prostie. Arta nu e doar prezent. Arta ei e doar prezent, dar în același timp, arta ei e fundată numai pe viață și nu și pe artă. Deci, într-un fel, într fel, teatrul, spuneam, se află între două. E o condiție intermediară. De aceea îl iubim și ne iubim. Mai e un lucru pentru care teatrul i-a fost iubit și în același timp criticat. În marea experiență cunoscută pe care o avem despre artă, este că arta e rezultatul unei intervenții personale. Când România s-a vorbit, a devenit un fel de cult festivist al lui Brâncuș acum, Brâncuș și-a făcut opera singur. Alți artiști au avut discipol până ateliere, dar în principiu în principiu Eminescu și-a scris singur uh, și-a scris singur opera. Uh, Paladi și a făcut singur picturile. În teatru această uh, 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 exemplaritate a artistului e contestată, pentru că în teatru sunt mai mulți E autorul care își care face singur opera. Vorbind în accepția veche a teatrului. Dar realizarea operei pretinde, pretinde prezența mai multor persoane: a unui regizor, a unui scenograf, a unui decorator, a unui muzician. Deci, într-un fel, statutul de artă al teatrului e contestat de mulți datorită acestei pluralități, datorită acestui faptul că. Chiar semnătura unui regizor nu e unică. E implică colaborarea, colaborarea celorlalți. Iubim teatrul dacă iubim pluralitatea, dacă iubim uh, colaborarea între artiști. Dacă considerăm cum câțiva mari regizori uh, revoluționari, cum Gordon, Gordon Craig la începutul secolului 20, au considerat că fără solitudinea interpretului nu poate exista artă, atunci nu iubim teatrul ca atare și concepem un alt teatru, un teatru utopic, ca acela conceput de, de Craig. Pe urmă, iubire și neiubire poate implică și o confruntare, confruntare cu problema adevărului. Mie îmi plac amintirile pentru că ele sunt câteodată surse, de, surse concrete de gândire, nu numai teoretice. Trecând în fața unui magazin lângă mine acasă, am văzut o vitrină foarte spectaculoasă. Dar jos scria: Atenție, acestea sunt bijuterii de teatru semnificativ acest lucru. Adică sunt bijuterii false, sunt bijuterii neadevărate. Nu spargeți magazinul pentru că totul e fals. Iubirea și neiubirea de teatru își are și aici una dintre rațiuni. Faptul că privim materialele de pe scenă, privim comportamentele de pe scenă, dar ele sunt, de, ele sunt false. Ele sunt construite pentru a crea o iluzie. Dar baza, baza e un artificiu. Dacă ne place artificiu care produce adevăr, atunci putem iubi teatrul. Dacă ne uh, 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 ne displace artificiul, dacă ne displace tot ceea ce e fabricat, atunci nu iubim uh, teatrul. Uh, pe urmă, uh, Ceea ce putem afirma ca un motiv al acestei tensiuni, acestei sfârșieri, pentru a relua termenul cioran, este uh, faptul că uh, la uh, teatru uh, suntem mai mult decât în alte uh, open, în alte arte, obligați să obligați sau suntem bucuroși. Să participăm la un rit social. Bucuria teatrului e și bucuria de a fi împreună. Dacă uh, nu ne plac uh, uh, oamenii, atunci prefer să citesc o carte. Dacă nu-mi plac, nu place să am vecini care privesc o scenă, atunci mă duc într-un muzeu. Deci iubirea și neiubirea de teatru implică și această relație cu ceilalți. Câteodată, câteodată ești fericit în singurătatea lecturii. Dar câteodată, faptul de a te afla într-o comunitate, sunt multe imagini care ne arată bucuria teatrului prin ritul social, prin faptul că oamenii sunt împreună și că sunt împreună într-un spațiu care a fost construit pentru o activitate precisă. E o lungă discuție între plăcerea de a fi spectator, care a dominat toată scena europeană până în secolul XIX, până la apariția lui Wagner, care a stins lumina în sală pentru a ne focaliza pe scenă. E un act violent, totalitar, care astăzi e uneori contestat. Se spunea că uh, oamenilor le plăcea teatrul pentru că se vedeau pe ei înșiși ca actori în sală. Teatru a un rit social. Dar, într-un fel, că vrem, nu vrem, teatrul e un rit comunitar. Suntem împreună, cum suntem împreună, într-o uh, biserică mică, dacă e o biserică ortodoxă, gigantică, dacă e o catedrală catolică. Dacă nu acest exercițiu comunitar ne displace, nu iubim teatru și ne retragem în lectură sau în rugăciune. Un, pentru nu a abuzat prea mult de, de timpul acordat, mai e un raport important care trebuie am, cum să spun citat. Regizorii tot timpul vorbesc despre uh, efemerul uh, spectacolului uh, ca, o, ca un blestem, uh, ca o, o, condiție, uh, o condiție dramatică. Într-adevăr, efemerul, în primul rând, pentru spectator, implică un, un uh, uh, comportament diferit. Am alături de mine o carte pe care vreau să o citesc de 2 ani de zile. Le quatre filles de Tanizaki. Acum, cu pandemia, o să o citesc. Dar am cumpărat acum patru ani de zile. Ca spectator, nu-mi pot permite aceasta. Există un imperativ al clipei. Mă pot duce acum, acum să dă spectacolul, mai ales în, în țări ca Franța, Germania, unde spectacolul nu are o durată de viață atât de, mult, de lungă ca în România sau în Rusia. Deci, Într-un fel cu teatrul am un randevu, cu cartea am o dorință. Și la acest randevu mă duc imediat în timp. Al doilea uh, lucru care e interesant uh, este faptul că spectacolul pe care nu-l văd, nu-l voi mai vedea niciodată, decât sub forme uh, de substitut, sub forme de într-un într fel uh, Reduse la, la peliculă, reduse la, uh, reduse la simpla uh, uh, înregistrare. Dar uh, situația e mult mai complicată cu regizorii. Uh, regizorii consideră că uh, uh, efemerul e un destin, dar, totodată, totodată, efemerul e pentru regizor șansa de a repara. Uh, Evident, spuneam că exemplele de viață sunt exemple extrem de importante. Odată la ambasada Fran în România, la Paris, organizasem o masă rotundă cu Petru Dumitriu, mare scriitor român, care acum e uitat, dar, dar există, și care în Germania și în sală erau, aflau doamne destul de în vârstă, care tot timpul îi reproșau de ce a scris Drumul fără pulbere. Drumul fără pulbere era primului roman despre canalul Dunărea Mare Neagră. Petru Dumitriu, care avea 2 metri, s-a ridicat, a făcut semnul crucii și a spus, ăsta e păcatul meu. Acest exemplu e formidabil. Pentru că doamnele acestea și chiar tinerii se referau la ceva care există. Regizorii, în schimb, făc, profit, profită de efemer pentru că efemerul șterge greșelile. Efemerul le permite să uite erorile. Liviu Ciulei a făcut un spectacol inspirat de Titus Popovici, într-o uzină foarte oficial spectacol, dar ne aducem aminte cu toții de cum vă place. Deci, într-un fel, uh, uh, Ostermeier, un mare lezor german, îmi spunea efemerul mă ajută, pentru că ce-am greșit acum pot corecta data viitoare. E mult mai dificil în, a, în artă. Deci, uh, iubirea sau neiubirea de teatru e legată de această relație, de această relație între efemer, pe care îl putem iubi sau îl putem considera ca un blestem, și persistență care, ea, e strict legată de, de textul scris, de textul imprimat. Și pentru a încheia, aș spune că teatrul îl iubim și nu iubim pentru că el nu e capabil. Să se înscrie într-un muzeu. Sigur, există dezbateri, muzeul teatrului, dar sunt uh, mici uh, soluții. Uh, nu există un muzeu al teatrului viu, el nu poate exista. În schimb, există legendele teatrului. Din teatrul putem să nu-l iubim pentru că nu-l putem revedea, dar teatrul e ca și uh, viața, e mai ales ca și războiul. Ne amintim de victoria de la Mărășești, n-a trăit-o nimeni, dar ne amintim de ea. Ne amintim de victoria de la Austerița lui Napoleon, n-a trăit-o nimeni. Ne putem aminti de victorii lui Sara Bernard, chiar dacă ea a fost criticată în epocă, dar există o legendă a lui Sara Bernard, cum în, în, în teatrul românesc există o legendă a lui... Uh, George Vraca sau mai recent a lui George Constantin. Teatrul care, care e iubit sau ne în măsura în care regretăm, îi regretăm dispariția, dar îi iubim legenda. Și pentru a încheia spune că ceea ce mă marchează și m-a marcat îă, profund este faptul că îă, teatrul... E artă și nu e artă. Teatrul e uman și nu e uman. Dar teatrul e o, o viață secundă, o viață pe care am trăit-o, dar nu știm exact când am trăit-o, în cazul mai lor performanțe și um, poate... Um, Încheierea ar putea veni din această referință, din spectacol, din textul visului în nopți de vară a lui Puck. Puck, care este uh, un fel de uh, spiriduș uh, care uh, traversează această lume confuză a iubirilor și a neiubirilor, uh, și care la sfârșit se adresează spectatorilor și le spune: Duceți-vă acasă, întoarceți-vă acasă. Și gândiți-vă la teatru, la ce ați trăit, ca la un vis. Ca la un vis. Nu ca la un produs, ca, ca la ceva care există, ca la un vis. Teatrul are de-a face cu această metaforă barocă a lumii, că era visul. Calderon de la Barca a scris, lumea e un vis. Shakespeare ne invită să vedem teatrul ca un vis. Și a spune că iubire sau neiubire de teatru înseamnă iubire sau neiubire de cărți sau de vise. Cei care nu iubesc teatru preferă cărțile. Cei care iubesc teatru iubesc și visele. Deci, fiecare își are un răspuns al lui, un răspuns care e personal e un răspuns făcut din perspectiva unor artiști sau unor spectatori, dar ceea ce cred că e cel mai interesant e să ne confruntăm cu ambii termeni, cu opoziția lor, cu antinomia lor. Ca în viață, iubim și nu iubim ceva și atunci lucrul e cel mai interesant. Din cauza aceasta sau grație acestei ambiguități, am fost sedus de teatru și cred că uh, mulți oameni rămân încă seduși, dacă nu de teatru, cel puțin de condiția sa uh, de sfârșire între iubire și neiubire.